După incidentul din 15 martie, în care un elev de 13 ani al Colegiului Național de Informatică Matei Basarab din Râmnic și-a înjunghiat un coleg chiar în incinta școlii, vineri același elev a recidivat. Însă de data aceasta nu a mai recurs la acte de violență, ci se pare la perversiuni sexuale. Acesta ar fi mers într-o sală cu elevi de clasa a 3-a și ar fi obligat pe aceștia să imite gesturi obscene. Un elev de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Râmnicu-Vâlcea este acuzat de agresiune sexuală. M.A. este elev în clasa 8-a la CNI Matei Basarab, iar de ceva timp acuză grave probleme de comportament. Mama sa este cadru didactic la CNI Matei Basarab, profesor de informatică, iar tatăl un afacerist extrem de potent financiar și cu legături politico-administrative destul de puternice. În data de 15 martie 2023, băiatul și-a înjunghiat un coleg chiar în incinta colegiului din Râmnicu-Vâlcea. Copilul a fost mutat în altă clasă și i s-a scăzut nota la purtare. Și cu toate acestea, elevul agresor a terminat anul școlar cu media 10 la purtare. Vineri 22 septembrie, elevul agresor din Râmnicu-Vâlcea a recidivat, însă de această dată nu a mai recurs la acte de violență, ci se pare la perversiuni sexuale. Pe de o parte, există zvonuri ce susțin că elevul problemă și un coleg de-al său ar fi mers într-o sală unde învață micuții de clasa 3-a și ar fi început să facă tot felul de gesturi obscene, obligându-i pe copii să imite. Pe de altă parte, sunt voci care atestă că ar exista o filmare în care un elev de clasa 3 este supus la perversiuni sexuale, filmare făcută de elevul M.A. și de colegul său. Ajungi la CNI Matei Basarab Vâlcea pentru a afla ce s-a întâmplat. De fapt, echipa Antena 3 nu a fost lăsată în incinta școlii publice, poarta fiind închisă în nas de către agenta de pază a școlii la ordinele directoarei. Ulterior, directoarea a ieșit în afara școlii pentru a discuta pe subiect. Nu putem vorbi despre niște măsuri, deoarece, după cum știți, legislația școlară impune anumite etape de identificare a faptelor, dacă faptele au fost săvârșite, de cine au fost săvârșite și în ce context. În momentul actual am declanșat operațiunea de anchetare. Ceea ce pot să spun este faptul că școala noastră regretă cele întâmplate. Toleranța la violență este zero. Nu dorim violență sub nicio formă. Dar este violență până la urmă? Nu, violența nu înseamnă o violență fizică. Violența poate să fie verbală, poate să fie psihologică, poate să fie fizică. Când vorbim violență, are mai multe sensuri. Se exagerează foarte mult. Dacă vineri era o poveste creionată, astăzi este cu totul alt curs al poveștii. Dar ce s-a întâmplat atunci? De ce am exagerat? Că, practic, vreți să spuneți că presa a exagerat. S-a exagerat foarte mult, în care se spune acolo abuzuri sexuale sau ce ați mai scris, că recunosc, nu am citit foarte tare. Ați citit vreodată legislația școlară cu privire la sancționarea vreunui elev? A fost reacția pe care profesoara de sport a avut-o când a fost întrebată de jurnaliști în ce mod a fost sancționat elevul în trecut, având în vedere că a terminat clasa cu media 10 la purtare. În ceea ce privește incidentul produs într-o unitate de învățământ din municipiul Râmnicu-Vâlcea, la data de 22 septembrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corpere sexuală a minorilor, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea.